Bună, fetelor! Astăzi am revenit cu un clip mai lejer. Lăsăm puțin deoparte tutorialele de machiaj și coafuri și așa mai departe și vreau să purtăm o discuție. Am primit acest tag de la Ioana și o să las linkul pe aici pe sus sau în descriere. Am făcut un clip foarte frumos și atunci vă recomand să mergeți să-l vedeți și pe Ali dacă nu l-ați văzut deja. Pentru că... Nu, păi nu, șez acum, șez acum. Așa, stăm împreună, dar tu șez. Hai, așa, fă capul puțin mai sus, te vadă fetele. Așa, pentru că Ioana l-a filmat nemachiată, m-am hotărât să fac și eu același lucru, mai ales pentru că mi se părea că merge mai bine cu tema acestui clip. Și o să răspund aici la întrebări, le-am pregătit. De-a blu-blu. De-a iubitul meu. Ai chef să te joci? Ai chef să te joci? Iepurașul meu? Iepurașul! Cum te numești? Mă numesc Maria, dar majoritatea prietenilor și cunoștințelor mele îmi zic Coco. Numai iubitul meu îmi zice Maria și implicit grupul de prieteni. Dar voi puteți să-mi spuneți cum vreți, cum vă e mai ușor. Cățelul ăsta vrea să se joace! Băie, vouă mai ușor, Maria sau Coco. O să mai scad prin aici un cățel pentru că vrea să se joace, dar răspund și la întrebări, nu e nicio problemă. Câți ani ai? Am 26. Nu mi se par nici mulți, nu mi se par nici puțini. Nu, n-am să mă concentrez. Eu pe ce nu le-a? Hai, mamă, să ne jucăm! Hai să ne jucăm dacă vrei să ne jucăm! Dar asta e rața care nu cântă. Dă-mi o paradă. Nu. Bă, bun. Așa, gata. Ne-am potolit și ne-am cumințit și acum filmăm. Filmăm, da? Ne-am potolit și ne-am cumințit și filmăm. Bun, filmăm. Bun, ai avut vreodată probleme cu tenul? Nu am avut niciodată probleme cu tenul, nu am avut coșuri. Maxim am câteva puncte de grăsime care în general apar în perioada aia a lunii. Dar în rest nu. Ce, mamă, vrei să te joci? Dar în rest nu, nu am avut, uitați și pe față. Vrei să joace, mamă. Deci nu, n-am avut probleme cu tenul. Din ce cauza ai început să te machiezi? Păi. Hello? 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 Am început să mă machiez pentru că găsisem pe net, nu mai țin de dacă erau conturi de YouTube, nu cred că erau pe atunci tutoriale, dar erau poze, bloguri și forumuri ale fetelor din străinătate și mă fascina ce făceau cu machiajul și la noi în vremea respectivă nu exista așa ceva, de-aia am și pornit blogul câțiva mai târziu. Aici a început pasiunea mea pentru machiaj, am văzut ce poate să facă fetele alea și m-a fascinat și am vrut să învăț să fac și eu același lucru. Și atunci am început să exersez în fiecare zi și să-mi cumpăr tot felul de produse și nebunii și să experimentez și așa am ajuns aici. Ai întâlnit persoane care te-au jignit în legătură cu frumusețea ta fiind machiată sau fiind nemachiată pe internet sau în viața reală? O să fiu sinceră, nu țin minte să mă fi jignit cineva în viața reală.
chiar nu mi-amintesc să-mi vizit cineva ceva jignitor. În schimb, pe internet, da, foarte, foarte multe, foarte multe comentarii răutăcioase, pentru că sub protecția anonimatului toată lumea poate să vorbească și să-și dea cu părerea și să zică tot felul de lucruri. Și eu cred totuși că lucrurile astea pornesc din frustrările respectivului și nu neapărat din ceva ce am făcut eu greșit. Eu sunt de părere că dacă nu ai nimic frumos de zis, mai bine nu mai zici nimic. Și cred că în momentul în care îți iei din timp și te străduiești să faci pe cineva să simtă prost, îți iei din timp ca să lași un comentariu negativ și să împrăști veninul ăsta, e clar că sunt lucruri acolo în spate și că există anumite probleme și frustrări și lucrurile de fapt nu țin de mine, adică nu am făcut nimic greșit eu, ci pur și simplu persoana respectivă ori a avut o zi proastă, ori are, nu știu, o perioadă mai proastă, ori s-a certat cu cineva și ăsta e modul prin care reușește să se descarce, să se elibereze. Lasă un comentariu răutăcios unei persoane pe care nu o cunoaște și de care nu-i pasă și atunci îi se pare că nu contează. Dacă da, cum ai reacționat, au afectat aceste lucruri. Recunosc că la început, când eram puștoaică, când abia am făcut blogul, m-a afectat foarte tare comentariile respective. Țin minte că de multe ori și plângeam. Pentru că nu înțelegeam de ce cineva și-ar lua din timp ca să mă facă în toate felurile. Cumva mi se părea că 100% așa e, pentru că altfel nu ar fi depus efortul să facă lucrul ăsta. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să zic. Între timp, așa cum v-am zis și mai devreme, am descoperit că de fapt nu e vorba de mine și nu e ceva ce fac eu greșit, e vorba despre propriile lor probleme, frustrări, nefericiri și așa mai departe și că în niciun caz nu trebuie să mă supăr pe persoanele astea, trebuie să-mi fie milă dacă chiar trebuie să simt ceva. Părți de machiaj în public pentru că nu ai încredere în tine sau din alte motive și care ar fi acele motive? Da, port machiaj în public destul de des. De fiecare dată când ies la o întâlnire sau ies în oraș și ies într-un loc public, da, îmi place să mă machiez, dar nu o fac de fiecare dată. În general, o fac pentru că îmi dă o anumită încredere în mine, pentru că mă face cumva să mă simt mai pregătită pentru ce am de făcut în momentul respectiv. Noi, fetele, avem întotdeauna mai multe lucruri de demonstrat și atunci simt că dacă am grijă de cum arăt, adică am fost la punct cum arăt, machiaj, păr, outfit, pot să mă concentrez pe ceea ce am de zis și pe ceea ce am de transmis și mă simt mai încrezătoare în mine să fac aceste lucruri. Nu știu, dacă nu am chef, nu mă machiez. Te-ai simțit vreodată inferioară pentru că nu te machiai? Inferioară este mult spus, nu m-am simțit niciodată inferioară, dar au fost momente în care am regretat că nu m-am machiat, de exemplu cum am întâlnit cu vreo cunoștință la cumpărături și așa mai departe. O să fiu foarte sinceră cu voi, pe mine mă complexează înainte, acum am început să accept și să trăiesc cu asta mai ok, dar mă deranjează cercănele mele și de fiecare dată când sunt nemachiată, inevitabil primesc o întrebare de genul: a, da, ești obosită, nu? Sau chestii de genul ăsta. Și nu sunt obosită, pur și simplu ăsta e efectul pe care îl dau cercănele, mă fac să arăt obosită, îmbătrânită și așa mai departe. Și atunci ăsta ar fi cam singurul motiv pentru care m-a simțit nu la fel de bine ca atunci când mă machiez. Vale, dai mamele care te urmărești și poate se simt inferior că nu poartă machiaj. Dacă nu purtați machiaj pentru că nu aveți nevoie de el ca un artificiu, ca pe o modalitate de camuflare, atunci eu vă felicit și zic că sunteți cu atât mai puternice pentru că nu simțiți nevoia să vă încadrați niște standarde impuse de societate. Aspectul fizic nu e totul, iar așa cum vă ziceam și mai devreme, pentru fete e mult mai dificil să fie luate în serios și atunci cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe alte chestii și să investim mai mult în noi din punctul ăsta de vedere,
și nu atât de mult din punct de vedere fizic. Concentrați-vă pe ce aveți aici, pe ce aveți aici și nu lăsați un lucru de superficial ca machiajul să vă facă să vă simțiți ca și cum nu sunteți suficient de bune. Asta venind de la mine, blogger de beauty, pasionată de machiaj, vlogger de beauty și așa mai departe, eu vă zic că machiajul nu e totul și sunt chestii mult, mult mai importante pe lângă. Asta e doar o parte foarte distractivă a vieții, să zic. Am cunoscut fete superbe în exterior, care se încadrau perfect în tiparele de frumusețe impuse de societate, dar care erau goale pe dinăuntru, care aveau un suflet putrezit, care trăiau numai pentru următoarea excursie sau pentru următoarea geantă, care pozau în persoane spirituale și bune, dar care, v-am zis, erau departe de a fi așa. Și am întâlnit persoane care nu se încadrează în aceste standarde ale societății, dar care au un suflet imens și cald și care face orice pentru persoanele de lângă ele. Iar în ochii mei, aceste persoane sunt de mii de ori mai demne de aprecierea și de admirația mea decât primele. Și în ochii mei sunt superbe. Și cred că în asta ar trebui să investim mai mult cu toții, cu toatele, în cum ne comportăm, cum îi tratăm pe cei din jur, ce facem pentru ceilalți și nu numai pentru noi. Voi poate vă doriți să ajungi persoane care spun vreau să arăt ca X, X are o viață perfectă. Nu e cazul. Nimeni nu are o viață perfectă. Trebuie să înțelegeți că noi toți, și nu mă refer aici numai la noi, blogărițele sau persoanele de pe social, persoanele care activează în social media, mă refer la absolut toată lumea, noi toți prezentăm cea mai bună fațetă a personalității noastre pe aceste canale. Și în niciun caz nu o să știți sau nu o să postez când sunt tristă sau când am un moment prost sau când mi s-a întâmplat ceva negativ. Noi toți vrem să arătăm partea bună. Nu o fac în sensul în care vreau să înșel pe cineva, ci pur și simplu cred că avem nevoie de mai mult, de mai multe lucruri pozitive în viață. Dar există și persoane care își fabrică o anumită viață online și prezintă evenimentele mult, mult mai spectaculoase decât ar fi ele în realitate. Ce vedeți voi este totul, nu știu, foarte glam și foarte fabulous și așa mai departe și de fapt lucrurile nu sunt chiar așa. Și de aceea, poate sfatul meu cel mai mare ar fi să nu vă mai comparați cu alte persoane și în niciun caz nu cu persoanele pe care le vedeți pe Facebook, Instagram și așa mai departe, pentru că în momentul ăla, ele, persoanele respective, postează numai ce e bine și pare să aibă o viață perfectă, iar a voastră în comparație pare să fie tristă și lipsită de evenimente și nu e cazul, nu e așa. Toată lumea, v-am zis, prezintă numai lucrurile bune și lucrurile rele și nimeni nu are o viață perfectă. Și niciun caz nu ar trebui să vă doriți să aveți viața fabricată a cuiva sau înfățișarea fabricată a cuiva. Când eram mică, tata mi-a zis că frumusețea e trecătoare și că există alte lucruri importante în viață și asta e ceea ce vă zic și eu vouă. Nici o operație estetică nu poate opri timpul, de aceea e mult mai important ce aveți. Apropo de operații estetice, nu sunt împotriva lor atât timp cât sunt făcute din motivele potrivite. Pui în linie 10 fete superbe după anumite standarde care arată exact la fel, nu văd unde mai e unicitatea, unde mai există diferențierea. Pentru mine frumusețea înseamnă asumarea defectelor,
înseamnă să te accepți așa cum ești, să ai curajul să te uiți în oglindă cu toate defectele pe care le ai și să spui eu sunt frumos. Și pentru mine asta înseamnă adevărata frumusețe și persoanele care reușesc să facă asta au toată aprecierea mea. Și e o chestie la care lucrez și eu. Nu pot să zic că mi iese în fiecare zi, în general, dar pot să mă uit la mine și să spun sunt frumoasă, dar am și momente și zile mai proaste, cum avem toate. Uite mai departe acest tag, păi să vedem, Ștefanei, Denisei mici, Denisei mari, Irinei, Ioanei, Laurei, Andei și dacă mă mai gândesc, vă mai zic. Oricum eu o să pun întrebările și în descriere ca să puteți să răspundeți și voi la ele, fie că aveți blog, fie că aveți canal de YouTube, fie că pur și simplu vreți să răspundeți în comentarii. Mi-ar plăcea foarte mult să citesc răspunsurile voastre, mai ales la ultimele întrebări. Sper că nu v-am plictisit prea rău cu acest clip. Și că v-a plăcut mini-conversația pe care am avut-o noi astăzi. Ca de obicei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Nu uitați de like și de subscribe dacă v-a plăcut. Și ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că sunteți frumoase exact așa cum sunteți și nu aveți nevoie de machiaj sau de anumite haine sau de operații estetice ca să fiți iubite și apreciate. O chestie în care cred cu tărie este că dacă ai încredere în tine și dacă tu simți și crezi despre tine că ești frumoasă, atunci și restul lumii va vedea același lucru. Vă pupa!